ca să o zantă, trebuie cum cu radioul poți și educi oamenii și să găsești ce trebuie. Acum recent, când a fost vântul acesta mare, s-a răsturnat traseul M2 internațional, stâlpii. Și firul o noapte l-am păzit. A doua noapte tot îl păzeam, dar mă rog, s-au adus. Și s-au găsit o creștină cu toporul la miezul nopții, că e bun la meteorolog. Duș, a tăiat la vreo 150 de metri și eu dus să vedeți dimineața. Eu înfuriat, așa, cu niște vorbe și destul de severe, la radio vă zic că sunt peste 5 minute deja am aflat cine o tăiat toporul și unde l-am dus. A fost anunțată poliția și imediat s-au găsit bazică în tractor. Sau când au loc incendii pe dealuri, când copilașii sau ceilalți dau foc la iarbă și ardă, văd cam acui sunt viile și imediat zică, nene Ion Vasile, vă arde via, să vedeți până vin pompierii de amospedeal și stâng incendiu. Adică e ieftin și bun. Și vă doresc și dumneavoastră ca să vedeți asta. Da.